din Occident, cât și din România. Există un mod prin care are loc un proces tipic lumii de astăzi, anume eviscerarea instituțională. Poți să golești o instituție de substanță și conținut, poți să păstrezi doar formele, poți să elimini fondul originar care a permis nașterea acelei instituții, dar pentru asta trebuie să ții instituția cu pricina sub atac. Și nu suntem aici într-un domeniu speculativ, adaugă Dragoș Paul Aligică. Avem deja un tablou de studiu al modului în care are loc o preluare, pas cu pas, a unei instituții. Preluăm o instituție. Cum? Plasăm oameni care o distrug din interior. Plasăm oameni care mută centrul de greutate identitar al instituției respective. Și alimentăm foarte, foarte temeinic clivajele, rupturile. Vine un grup de presiune și se trezește că trebuie să schimbăm ziua Paștelui. Așa vrem noi. Aveți voi vreo chemare de la Dumnezeu, vreo întemeiere spirituală în exercițiul vostru de astăzi? Nu, n-avem. Dar creăm un clivaj, creăm o presiune, eviscerăm conținutul spiritual al evenimentului pascal. Da? Deci natura teologică a evenimentului pascal, Hristos a înviat, este pusă în paranteză în beneficiul unei discuții frivole despre aritmetica gregoriană sau post-gregoriană a respectivului moment. Așa s-a întâmplat, nu, în anul acesta 2023, cu un singur subiect care a înfierbântat, să spunem, mințile în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Au fost și atâtea altele. Se alimentează, spune Dragoș Paul Aligică, în mod artificial clivajele interne și se creează grupări, grupuscule. Avem gruparea celor care aplaudă vaccinul ca fiind o minune de la Dumnezeu, avem gruparea celor care spun că vaccinul este de la diavol și avem noi, într-un an și jumătate, doi, noi aici înseamnă propagandiștii, avem noi grijă.